Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Conform statisticilor Ministerului Sănătății, cantitatea de alcool pur consumată pe cap de locuitor a atins cifra de 10-12 litri. Despre factorii care determină consumul de alcool în rândul concetățenilor noștri și despre riscul acestuia, vom încerca să discutăm astăzi împreună cu Eudochia Paciu, medic-psihiatru-narcolog în cadrul Dispensarului Republican de Narcologie. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și domnul Sergiu Toma, psiholog. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Bună seara, domnule Toma, cu dumneavoastră aș vrea să încep. Spuneți-mi, vă rog, alcoolismul ce este? Este o boală? Este un viciu? Este în vogă? Cred că, domnule Duchie, poate confirme că alcoolismul este o boală, ținând cont de faptul că este medic de profesie. Da, este adevărat, aceasta este o boală care este una diferită, poate, de toate celelalte, ținând cont de faptul că ea depinde de consumul anumite substanțe și doar tocmai de aia se instaurează, ca și boală spre deosebire de altele care cumva depind de anumiți factori, da, de mediu, ori de ereditate, ori așa. Dar bine, și în cazul alcoolismului putem discuta despre alți factori care pot contribui la instaurarea acestei boli, dar da, ea în primul rând este o boală. Doamna Paciu, vreau să vă întreb, anual, aproximativ câte persoane se adresează la Dispensarul Republican de Narcologie pentru a fi tratate și dacă această inițiativă vine din propria voință? Deci, după cum s-a menționat, alcoolismul într-adevăr este o boală cu impact foarte grav asupra stării de sănătate atât a individului, cât și a familiei și a societății. Însuși, alcoolismul, deci, la general, nu este o boală contagioasă, nu este o boală care poți să te îmbolnăvești, dar este o boală care însuși cu participarea propriei persoane. Și, deci, însuși este momentul că pacientul nu conștientizează că la el se instalează o maladie. Deci, adresările către medicii narcologi sunt mai cel mai frecvent din inițiativa rudelor, deoarece cei din jur observă că persoana de lângă ei, la un moment dat, are niște tulburări care sunt legate de către consumul de băuturi alcoolice, indiferent care ar fi. Și deci, în așa momente, încep să apar un impact psihosocial. Pacientul are niște probleme atât cu familia, cât și cu societatea. Deci, inițial, pot să apară dacă el este angajat în câmpul muncii, apar niște probleme la serviciu, deoarece sub acțiunea alcoolul, deci imediat cum ajunge în organism, deci prin sânge, ajunge are un impact negativ asupra creierului și prin aceste momente, deci el blochează sau în dependență de doză, deci funcțiile psihice ale creierului. Și deci de aici sunt grav dereglate, deci și gândirea, și memoria, și randamentul de muncă, și atenția. Deci toate funcțiile fizice, psihice sunt grav atacate. Și în acest moment, în acest caz, deci la un moment dat la serviciu vor apărea probleme. Deci la un moment dat el nu o să mai facă față, persoana în cauză nu va mai face față la volumul de lucru care îl are, cum am zis, randamentul de muncă scade, de asemenea și calitatea și cantitatea muncii tot va scădea. În familie încep să apară certuri. Deci însuși persoana în cauză nu acordă timp copiilor, nu acordă timp familiei, însuși valorile familiei, deci suferă foarte mult. Și în așa caz rudele bat alarma, deci independența iarăși bat alarma, nu toți. La noi în societate consumul de băuturi alcoolice, deci el este văzut ca este acești parte, 12 litri este sunt mai o mult parte, ca vecinii noștri? Alcoolul este o parte integrantă a societății noastre, deoarece așa este la noi, la moldovean. Fără alcool, parcă nu se petrece nimic. De diferite festivități, fie ele de orice gen, deci și cumătrii, și decesuri, și nunți, și la toate, deci este prezent alcoolul. Domnule Toma, această cantitate despre care spuneam la început, în comparație cu vecinii noștri, este mai mare sau mai mic? Concetățenii noștri consumă mai mult? Eu cred că 12 litri este o cifră.
E poate fi mai puțin sau mai mult decât la vecinii noștri. Ideea este alta. În cazul în care vorbim despre alcoolism, noi vorbim de fapt despre un consum constant de alcool, fără a avea o anumită măsură sau fără a avea o anumită cultură în consumul respectiv de alcool. Da? Pentru că există la fel de multe țări, sau există multe țări în care se consumă alcool, dar rata de, sau nivelul de alcoolism, da? Sau persoane care sunt afectate deja de această boală este mult mai mică și ea depinde nu obligatoriu de cât consumi, bine, depinde și de cât consumi, dar depinde și de cât de des consumi, cât de mult îți permiți să faci acest lucru. Și un alt moment foarte, foarte important pe care l-a accentuat doamna doctor este faptul că în cultura noastră asta este și un lucru oarecum acceptat. Deci nu se poate percepe un eveniment cultural, un eveniment social, chiar fără consum de alcool. Deci lucrurile astea sunt asociate. Da? Deci dacă e sărbătoare, înseamnă că obligatoriu consum de alcool, altfel nu poate să fie. Pe de altă parte, consum de alcool este și un instrument frecvent folosit în combaterea stresului, da? Sau a tot felul de consecințe deja psihologice cu care se confruntă persoana. Pentru că, iarăși, doamna doctor poate să zic mai bine decât mine, el este un inhibitor foarte puternic, da? Pentru că el inhibă foarte mult grijile, stările de neliniște pe care le poate avea persoana. Și atunci persoana, consumând o dată de două, de trei ori, descoperă, dar iarăși, anume în momentele în care este nivelul de stres foarte înalt, descoperă niște efecte imediate, din moment, care o ajută să aibă o stare diferită. Domnule Tomaș, persoanele care consumă alcool, de regulă, conștientizează faptul ăsta și recunosc că sunt alcoolici? De obicei nu și în general vorbim despre faptul că alcoolismul face parte din categoria asta de dependență. Da? Adică eu consum o anumită cantitate de alcool pentru că eu nu pot fără asta. Da? Deja asta a devenit o parte din mine. Oamenii, în general, dacă vorbim despre modul în care persoanele se schimbă, vorbim despre patru etape. Și de obicei, prima etapă în care persoanele se află, care este numită precontemplare, este etapa în care persoana face un anumit comportament, bea, de exemplu, și nu crede că asta este o problemă. Dar, iarăși, asta este o etapă din conștientizarea problemei. Dar nu este în sine faptul că alcoolismul înseamnă obligatoriu, că persoana nu va înțelege niciodată, sau din momentul în care zice eu, păi, da, cine nu bea, da? Toți beau, da? Nu înseamnă că așa va fi tot timpul. Asta este doar o etapă și este foarte important să accentuăm lucrul ăsta, că a nu conștientiza faptul că eu am o problemă nu înseamnă că eu nu voi conștientiza asta. Asta e doar o etapă din procesul de schimbare și eu am nevoie de un anumit ajutor. E adevărat că în Republica Moldova, precum și în alte țări, există o serie de mituri despre alcoolism. Unul dintre care este, de exemplu, că până când persoana nu vrea, adică până când nu apare o motivație intrinsecă spre schimbare, nu se va produce schimbarea. Ori lucrul ăsta din start este eronat față de însuși ce înseamnă motivație, pentru că motivația nu e ceva ce este în mine. Motivația este ceva ce este în mine și în afara mea. Adică e un lucru care e combinat. De-aia noi trebuie să ne debarasăm și de niște mituri legate de ce înseamnă alcoolism. Doamna medic, când o persoană trebuie să se adreseze la specialist ca să primească acest ajutor, firesc, am zice noi. Deci, cum s-a mai menționat, însuși persoana în cauză foarte, foarte rar conștientizează că are anumite probleme cu consumul băuturilor alcoolice. Deci, ca regulă, așa decurge maladia, că pacienții au anozognozie față de maladie. Deci ei nu recunosc că au. Da, într-adevăr, zic, dar ce eu beau mai mult ca toți, ce eu mă tăvălesc sub gard sau mie nu mi-ncurcă, eu sunt bine. Deci, în cazurile astea, pacientul foarte, foarte rar. Sunt cazuri când ei conștientizează, când văd că au probleme și, într-adevăr, cer ajutorul. Dar cel mai frecvent se adresează rudele, dar iarăși, în societate, așa este educat societatea noastră și cultura societății, este o rușine să ai în familie cineva care face abuz de băuturi alcoolice. Deci este foarte însuși persoana când începe să bea, toți vorbesc, da, eu știu norma mea, dar așa este efectul alcoolului, că la un moment dat se pierde această normă. Acest control. Și acest control și cantitativ și situațional. Deci se pierde și la un moment dat foarte multe companii când încep cu o băutură, termină cu alta, încep într-un bar, se duc în altă parte. Dar însuși ce înseamnă când trebuie să se adreseze la medic. Deci există termen de consum moderat, este consum abuziv,
Deci consumul moderat, conform Organizației Mondiale Sănătății, se socate 7 grame de alcool pur, deci alcool etilic de 98 de grade. Asta ar fi, deci, 50 de mililitri de vodcă, 220 de beri, un pahar de vin și cineva spune, păi, ce normă mai este și asta, adică. De asemenea, un consum nociv de acum este pe săptămână pentru bărbați 15 doze sau 5 doze constant. Dacă la o petrecere el se așează și bea 5 doze constant, deci de acum este un consum abuziv. Pentru femei 4 doze constant. Deci în afară de în consumul ăsta abuziv mai apare și o tulburare de comportament datorată utilizării substanței. Deci însuși persoana în cauză nu își poate controla comportamentul. În aceste situații, ca regulă, apar foarte multe probleme. Condusul în stare de ebrietate, deci diferite accidente rutiere, deci sunt cost-eficiente aceste comportamente a persoanelor în cauză. Are probleme, deci în familie, are probleme în societate, la un moment dat rămâne fără loc de muncă, apare, se declanșează dependența. Deci declanșează dependența când persoana a doua zi dimineață se trezește și la un moment dat, deci el nu mai este apt de muncă până nu-și ia o doză ca să facă bine și psihic, se declanșează dependența psihică, apoi dependența fizică. Atunci probabil vorbim de alcoolism cronic. Păi, de acum trece în alcoolism cronic. De acum, maladia, când se instalează dependența, trece în alcoolism cronic. Dar până la momentul mai există consumul ăsta nociv, despre care eu am vorbit, care încă nu este instalată o dependență, dar spre asta merge de acum. În cazurile date, deci este foarte bine ca rudele însuși se adresează la medicul de familie. Acum, deci în Moldova, tot se face prin medicul de familie. Medicul de familie are anumite metode și teste de screening pentru alcool și intervenții scurte în cazurile date pentru a-l consilia pe pacient, a-l orienta pe pacient, a-i lămuri pacientul ca el să conștientizeze care e o maladie și care ar fi, a-l îndruma mai departe. Este necesitate de a merge la un medic specialist, este necesitate de a merge la un psiholog sau, deci, pacientul, persoana în cauză, că el încă nu este pacient, înțelege că are o problemă, el dorește să se debaraseze, să renunțe la acest viciu și deci să revină la... Îmi permiteți aici să-l întreb pe domnul Toma, cât de des concetățenii noștri apelează la psiholog atunci când au o problemă legată de alcoolism? Foarte rar, cel puțin din experiența mea, dar și a colegilor mei, foarte rar când persoanele se adresează la consiliere psihologică pentru problema alcoolismului. Mai frecvent, oamenii apelează la probleme de, nu știu, ceartă, relații, de, nu știu, divorț, deci probleme care sunt oarecum mai social palpabile, acceptabile, da, dar și mai palpabile pentru persoane. Sau, de exemplu, productivitate redusă la locul de muncă, sau nivel înalt de stres și epuizare și în procesul de lucru deja se descoperă că există și un consum de substanță oarecum nociv. Adică nu este ceva, dar iarăși depinde foarte mult și de nivelul de schimbare la care a ajuns persoana, pentru că dacă ea percepe că problemele pe care le are țin cumva și de alcool, atunci el poate prezenta asta, dar nu ca problemă principală. Asta este de obicei problemă secundară care ori reiese din discuții, ori reiese din procesul. Haideți să vedem care sunt de fapt factorii care determină o persoană să consume abuziv alcool. Există faptul ăsta ereditar care deseori este speculat? E așa sau nu? Doamna medic poate să zică mai mult la capitolul ereditar. Din punctul meu de vedere, mai puțin factorul ereditar sau cel puțin factorul ereditar nu este factorul de bază din cunoștințele pe care eu le dețin. Mai degrabă vorbim de o combinație dintre factori sociali și factori psihologici individuali ai persoanei. Când vorbim despre factori sociali, vorbim despre, în primul rând, aia, cultura aia, consumul de alcool care există în Republica Moldova, da? Și faptul că alcoolul este asociat foarte mult cu relaxarea, cu buna petrecere a timpului și așa mai departe. Adică asta mai degrabă acordă persoanei un vot de încredere în a zice că alcoolul e foarte bun, consumul nu e nimic, toată lumea o face, deci e bun. Da? Adică e mai degrabă un factor așa de susținere a persoanei, dar nu obligatoriu de intrare în dependență. Eu susțin mai degrabă factorii psihologici și relaționali, pentru că, din experiența mea, consumul de alcool este un instrument foarte bun de a te lupta cu stresul. Foarte bun. Și de foarte multe ori persoanele apelează la un pahar de bere sau la două pahare de bere după o zi stresantă, tocmai pentru că iar au niște efecte imediate. Iar noi suntem bucuroși să ne debarasăm de o problemă repede și cu puțin efort.
De-aia alcoolul este practic pastila ideală. Dar problema lui este nu obligatoriu în efectul imediat. Da? El nu creează probleme pe termen scurt, el creează probleme pe termen lung. Și din cauza asta, eu aș spune că asta ar fi un principal factor, așa. Deci lupta cu acest stres, probleme multiple, probleme de relații, probleme de oricare natură. Și oricare persoană care este alcoolică, și asta poate o să confirme doamna doctor, este că are și alte probleme. Deci nu doar consumul de substanțe este unica problemă. Se vor descoperi și probleme de relații, se vor descoperi poate și probleme în angajare în câmpul muncii sau în general productivitatea la muncă. Deci există un cerc vicios în care se nimerește persoana. Dar, iarăși, din perspectiva mea personală, alcoolul este mai degrabă începutul descoperirii problemelor acelei persoane, decât problema în sine. Da? Adică, din experiența mea, alcoolul este acolo unde deja există multe probleme și apare și alcoolul. Deci el se lipește ca un virus. Doamna Paciu, vroiam să vă întreb. Cred că fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin un caz când un intelectual sau un fost intelectual a căzut în patima paharului. De ce se întâmplă asemenea cazuri? S-ar părea că persoanele cu un IQ mai înalt ar trebui să fie imuni la acest viciu. Păi este o maladie, după cum am zis, și deci maladia nu întreabă ce studii ai, ce naționalitate ai, ce confesiune religioasă ai, deci este o maladie și factorii pentru stabilirea dependenței pentru toți sunt aceiași și în cazul când o persoană, indiferent ce postură are, ce dacă va face abuz de alcool, va nimeri în polimorfismul ăsta de factori etiologici, deci anumiți factori etiologici, după cum a spus și domnul psiholog, da, ereditatea nu este un factor etiologic. Alcoolismul nu se moștenește ca ochii albaștri. Deci însuși comportamentul, se moștenește comportamentul din familia consumatorilor unde s-a consumat băuturi alcoolice. Unde există anumite ritualuri legate de consumul de băuturi, tradiții anumite. Deci ele se moștenesc în viață. Dar, mă rog, iarăși, fiecare individual, cine copiii pot să conștientizeze că este bine și este rău. Deci tot se începe din familie. Familia este cel mai important nucleu care dă anumite valori copilului și îl trimite în societate. Familia lămurește ce e bine și ce este rău. Deci nu degeaba se spune că educă-te pe tine că copilul oricum îți tot comportamentul... Îți va semăna. Și deci indiferent. Mai sunt factori declanșatori, deci factori psihotraumatizanți în dinamică își fac efectul lor. Deci da, alcoolul este cel mai ieftin, cel mai ușoară metodă de a te relaxa, după cum s-a spus, cea mai ușoară și cea mai ieftină pastilă, într-adevăr. Deci, la moment, persoanele nu cunosc suficient, nu sunt informații despre factorii de risc care urmează în urma consumului de băuturi alcoolice, ăsta este un moment. Alt moment sunt factorii de protecție, nu cunoaște societatea. Nu există o cultură a consumului băuturilor alcoolice. Însuși, deci, prin anumite momente din societate, prin anumite diferite evenimente ale societății care le cunoaștem toți, se încurajează băuturile alcoolice, cum ar fi ziua vinului. Deci este foarte frumoasă tradiția, dar iarăși însuși persoanele nu conștientizează, nu au cultura până unde trebuie de băut și unde trebuie să te oprești. Și deci alți factori ar fi însuși accesibilitatea și disponibilitatea băuturilor alcoolice. Anumite lacune legislative, mai știu eu care sunt. Mai sunt factorii, deci cauze, traume, cauze organice. Dacă persoana în cauză a avut în perioada prenatală, în perioada deci postnatală, cât a fost și pe parcursul vieții a avut anumite traume cranio-cerebrale, deci ele au un impact împreună cu consumul de băuturi alcoolice, declanșează mai repede o maladie ca alcoolismul cronic. Deci, iarăși, după cum s-a menționat,
alcoolismul nu vine singur, el vine cu un bagaj întreg de probleme de acum. Și aici un foarte mare rol și o foarte, foarte importanță are atât societatea cât și familia. Familia la un moment dat, deci este responsabil ce se petrece cu un membru al familiei. Deoarece într-o familie unde se consumă băuturi alcoolice, suportă, deci toți, ceilalți sunt codependenți. Vor, nu vor, deci în anumită măsură, deci ei sunt influențați de comportamentul, de atitudinea persoanei care consumă băuturi alcoolice și deci au un impact de diferit grad în, în această familie. Domnule Toma, în ce perioadă de timp putem constata că o persoană a devenit dependentă? Care sunt primele simptome? Probabil așa cum a spus domnul doctor, primele simptome țin de ceea ce poate să vadă o persoană în jurul lui, că nu merge așa cum a mers până acum. Deci există o schimbare de obicei care pornește la schimbare de relații, relațiile suferă într-un anumit fel. Persoana devine cumva mai iritată, mai explozivă în anumite momente. Poate din potrivă încearcă să se izoleze mai des decât o făcea anterior. Dacă vorbim despre faptul că persoana este la locul de muncă, capacitatea ei de a face același volum de lucru este deja alta decât până atunci. Adică suferă cumva toate sferele sau sfera de activitate socială a persoanei. Da? Acolo unde el până acum avea un randament destul de înalt, acum din potrivă apar anumite probleme legate de nu mă pot înțelege, oamenii au cerințe față de mine și eu nu le pot face față, merg la lucru și nu mai pot să fac ceea ce făceam înainte. Deci putem vorbi de un spectru întreg de probleme în funcționarea lui, în viața de zi cu zi. Dar iarăși, când, asta nu e valabil doar pentru alcoolism, da? Asta e valabil și pentru alte probleme, inclusiv de probleme de sănătate mentală, dar dependența este o problemă de sănătate mentală. Deci aici se instalează un set întreg de acum, care este specific consumatorului de drog. Deci dependența este dependența, se instalează dependența psihică. Deci dependența psihică este o dorință compulsivă de a consuma produsul dat pentru a obține un confort psihic inițial, treptat, deci dacă astăzi este o doză, mâine de acum această doză nu mai este suficientă pentru a ajunge la confortul psihic și este nevoie de a mări această doză, aceasta se numește toleranță, toleranța deci crește, pe urmă ea se menține un timp aricat, în dependență de evoluția bolii și de gradul evoluției, apoi ea scade, deci mai este încă dependența fizică. Dependența fizică, deci, este starea când organismul nu primește doza. Deci, de acum s-au instalat anumite dereglări în organe și sisteme, la nivel de organe și sisteme, adică impactul băuturilor alcoolice asupra organelor și sistemului este foarte grav și are repercursiuni foarte grave. Și, deci, aici se instalează, în cazul când pacientul s-a trezit dimineața și nu mai are doză să se mahmurească, deci atunci încep să declanșeze sindromul de abstinență, dependența fizică apare și deci aici este necesar, sigur, în aceste cazuri, persoana dată, ea își pierde control atât cantitativ, atât și situațional, deci el nu mai realizează cât consumă, ce consumă, deci ajung pacienții să bea orice surogat, numai pentru a-și satisface acest confort, așa gândesc ei. Deci ei consumă aceste băuturi alcoolice, indiferent cu cine, indiferent în ce localuri, deci nu controlează nimic. Și iarăși, sunt ușor irașibili, sunt nervoși, au insomnii, deci decad din societate, la un moment dat devin mărginiți și aici neapărat este necesar ca să se implice medicul specialist de acum, fiindcă pur și simplu deci treacă un tratament conform etapelor de tratament complex. Domnule Toma, vreau să vă întreb, atunci când vorbim despre alcoolism, e noțiune valabilă și pentru adolescenți? Da, este o noțiune valabilă și pentru adolescenți. Bine, nu știu dacă în termenii alcoolism ca și dur, boală da, instaurată, probabil consumul de substanțe, inclusiv de alcoolice,
este un lucru valabil și pentru tineri. Probabil la statistici sau la anumite cifre o să pronunțe mai bine doamna doctor, dar ce știu este că alcoolul este un prieten foarte des folosit de către, de către adolescenți și de către tineri în general, pentru că iarăși el are beneficii imediate de care un tânăr se poate bucura foarte repede, ca și consecințe, de altfel, mai puțin simțite de către un tânăr, pentru că sănătatea și este alta decât în cazul unei persoane mai în vârstă. Dar da, este un lucru care este frecvent folosit sau din ce în ce mai mult. Și apropo, dacă nu greșesc, există un studiu recent legat de sănătatea adolescenților, care relevă anume faptul că consumul de substanțe este din ce în ce mai des folosit de către tineri. Nu știu dacă n-am să dau cifre exacte, dar este o problemă din ce în ce mai prezentă, inclusiv în rândul adolescenților, dar iarăși, eu aș exclude, să zic că este problema doar a adolescenților. Da? Vorbim despre faptul că acești adolescenți sunt membri a unor familii în care probabil că se consumă alcool sau ei sunt martori la un nivel de consum de alcool. Familiile astea respectiv vin din alte familii. Adică este o problemă care este mai degrabă transgenerațională, da? Adică ea se poate la un moment dat vedea nu doar într-o familie, nu doar la nivelul unui adolescent, dar la nivelul familiei din care face parte și familiei respective. Da? Adică este cumva împânzită. Alcoolismul poate fi tratat? Întrebare tranșantă, poate, pentru emisiunea. Eu cred că răspunsul este simplu. Da, poate fi tratat ca oricare. El face parte, probabil, din puținele boli, din punctul meu de vedere, care nu este doar o boală a organismului. Este mai degrabă o boală profundă a sufletului, a stării mentale. Da, a problemelor interioare, asociat deja și cu multiplele probleme ale sănătății fizice, ca consecință acestui consum. Și mie îmi pare că este problema aia care trebuie obligatoriu, dacă se va produce o anumită schimbare, dacă persoana va fi tratată de această boală, obligatoriu, schimbările respective trebuie să se producă pe mai multe direcții, nu doar pe direcția sănătate fizică și abstinență de consum. Pentru că întotdeauna acest apel la consum de substanțe, el are un anumit rol. Deci persoana nu degeaba apelează la un pahar de ceva. Deci paharul cel are, el rezolvă o anumită problemă. Și până când această problemă este rezolvată cu ajutorul acestui pahar, el își are rolul lui acolo. Da? Și în momentul în care problemele vor putea fi soluționate și cu ajutorul altor metode, paharul nu va mai fi necesar sau rolul lui va fi secundar. Va fi nu atât de important. Dar atunci când familia îi limitează, îi interzice practic consumul, el devine unul mai înrăit? Eu cred că în tratamentul ăsta psihologic există obligatoriu factor psihologic și eu cred că în tratamentul persoanelor dependente de alcool trebuie acordată mai multă atenție, asistenței psihologice a familiei decât a persoanei în sine, pentru că vă spunea și doamna doctor foarte bine când spunea despre membrii familiei care sunt cumva codependenți, da? Adică fiecare membru a familiei contribuie într-un fel sau altul fie la menținerea acestei probleme, fie cumva la tergiversare sau la încercarea ca într-un cerc vicios de a opri persoana, dar asta este mai degrabă cerc vicios, pentru că oamenii pe gură spun una, dar pe fapte spun altceva, da? Pe gură spun nu mai bea, dar pe fapte nu fac nimic în momentul în care persoana bea sau... Adică există o serie de relații în acea familie în care există abuz de alcool care trebuie să obligatoriu văzute de către un specialist. Pentru că însuși micșorarea cantității de alcool nu rezolvă în sine problema. Da? Sau nu va rezolva pe termen lung, poate rezolva pe termen scurt. Domnule Pace, atunci când vorbim despre tratament și despre această intenție nobilă ca acea persoană să revină la calea firească, metoda tradițională este de a ascunde cheile de la pivniță, de a nu mai da bani pentru alcool? Deci, cum se procedează? Care este calea legală, dacă aș putea o numi așa? Tratamentul însuși a pacienților care au probleme cu consumul de băuturi alcoolice, deci este un tratament complex, deci multidisciplinar și comprehensiv. Deci el decurge pe etape. Problema societății este aceea că, după cum s-a menționat, toți vor acum și aici, pe termen foarte scurt. Deci însuși
toate adicțiile necesită un tratament de lungă durată și pe etape. Aici se are în vedere că toți trebuie să înarmeze cu îndelungă răbdare și, deci, în afară de îndelungă răbdare, deci, în primul rând, pacientul și rudele. Etapele sunt următoarele. În cazul când cineva vede că are probleme, cineva din familia sau cineva, deci ei se adresează, este etapa de contact. Prima etapă, deci, medicul de familie, ca regulă. După cum am menționat, medicul de familie evaluează, face screening-ul și dacă vede că pacientul are niște dereglări mai severe, îl trimite specializat la medicul specialist, narcolog. Deci medicii narcologi mai departe fac etapa de detoxifiere a organismului. În această etapă, că să-i lămurești pacientul, să lucreze psihologul cu el, este inutil, deoarece această etapă are ca scop de a elimina produsul toxic din organism, de a întări organele și sistemele, de a remineraliza organismul, de a-l aduce într-o condiție fizică bună. Deci, după etapa care a trecut detoxifiere, deci mai departe merge etapa de consiliere. Aici, de acum, se include psihologul. Etapa de consiliere, deci, se face atât în cadrul dispensarului, la noi tratamentul este de lungă durată, de 30 de zile, cât se poate face de făcut și în condiții de ambulatoriu. Deci aici însuși psihologii folosesc tehnici pentru a învăța pe pacient să trăiască în mod de nou de viață, fără băuturi alcoolice, pentru a-i dezvolta anumite abilități de viață. Deci acolo sunt foarte multe tehnici biocomportamentale, deci tratamentul este biopsihosocial și deci în afară de aceasta îl învață pe pacient reinserția în societate. El se întoarce în societate, de unde a venit, deci de obicei foarte des apar recăderile, deoarece pacientul se întoarce în același mediu, el nu este învățat cum să trăiască, cum să spună nu problemelor și cum să spună nu prietenilor, în ghilimele, care îl atrag de zi cu zi. Deci este foarte importantă și este foarte grea această etapă. Deci mai departe este etapa post-cură. Această etapă post-cură, deci se face ori în centrul de reabilitare, dispensarul nostru tot dispune de centru de reabilitare, de asemenea comunele terapeutice, ceea ce la noi în Moldova sunt foarte puține, deci este o comună terapeutică. Dacă nu sunt comunele terapeutice, în cazul ăsta, deci sunt organizațiile neguvernamentale, cum deci 12 pași diferite. Deci aici este foarte important iarăși și mai departe să lucreze medico-psiholog, de asemenea deci atât cu pacientul cât și cu membrii familiei și de asemenea la această etapă se ocupă și medicii noștri narcologi în condiții de ambulatoriu. În perioada când pacientul a terminat deci tratamentul de detoxifiere în staționar, deci atunci se mai aplică niște metode de tratament specifice, o farmacoterapie care formează aversie față de băuturile alcoolice și de asemenea un tratament specific care inhibă atracția față de băuturi alcoolice. Dar iarăși, tratamentul este de lungă durată, tratamentul este trebuie să fie cu foarte mare atenție se face și chiar în cazul când la o anumită etapă deci a avut loc recăderea, pacientul deci nu a putut, deci sunt cazuri diferite, că pacientul ia abuzul de alcool chiar în timpul tratamentului, deci atât la etapa de detoxifiere cât și la celelalte etape. Deci pentru cel mai frecvent pentru rude, pentru cei din jur, pacient este ca un eșec socotit și pacientul spune gata, nu mai vreau să prelungesc, la mine nu se primește nimic. Înainte, inițial, de toate, absolut de toate, trebuie de format o motivație, o motivație foarte puternică, ca pacientul să înceapă acest tratament, fiindcă altfel spun că mie nu-mi trebuie, mie mi-e bine așa, pentru ce trebuie să fac eu lucrul ăsta. Pentru că și membrii familiei, da, sunt cei sau, bine, comunitatea, societatea în general este cea care spune ori așa. Deci ori tu consumi, ori tu nu consumi, da? Deci criteriile sau condițiile din start sunt să nu mai consumi. Da?
Ori un proces de tratament, un proces de recuperare obligatoriu poate să presupune riscul de recădere. Asta este natural. Deci nu avem cum. Noi chiar și cei care țin dietă știu că din când în când se mai scapă și mai mănâncă și altceva. Și asta face parte din sănătate. Adică e un lucru natural și omenesc care se poate întâmpla. E alta că trebuie să minimalizăm riscurile de recădere, să depunem niște eforturi. Și eu cred că în momentul ăsta de cum să prevenim recăderile, un rol foarte important îl are familia. Un rol foarte important îl au cei sau grupul de suport al acelei persoane care îi asigură lui această bunăstare. Pentru că, iarăși, dependența fizică sau factorul declanșator nu este dependența fizică sau nu la etapa incipientă, da? Când deja este instaurată. Factorul declanșator de multe ori sunt factori din mediu. Anturajul. Da, domnule psiholog, eu vreau să vă întreb. Deseori în societatea noastră se vehiculează faptul că acest consum de alcool pe ascuns este un indiciu că această persoană este deja alcoolică. Este așa să fie un mit până la urmă. Consumul de sine stătător al... Cred că trebuie, ca să răspund la întrebarea asta, trebuie să revenim la cât de des și cât de mult. Da, se consumă și dacă se corespunde, dacă indicii corespund, atunci putem vorbi deja despre instaurare. Dacă e pe ascuns 5 doze... Da. Deci e ok. Cât și cum și se clarifică toate întrebările. Este alta întrebare că în momentul în care deja persoana se ascunde, da, sau caută să nu... Este clar că deja acest comportament este respins de către cei de care da, de membrii familiei. Și el deja a intrat în etapa de dependență, deja poate și la nivel fizic, acolo când deja există o căutare internă, da, un strigăt intern al organismului, al psihicului lui, care spune că fă asta, că de altfel nu se poate instaura starea de bine. Vroiam pe final de emisiune să mai aflu care sunt indicii raportate la diferența de gen. Femeile, de regulă, consumă mai puțin alcool, ajung mai rare ori în spitalul de narcologie. Deci, care e totuși? Sigur, luând în considerație structura psihică a femeilor, femeile sunt mai emotive, femeile sunt cu un pic alt fond hormonal, deci sunt diferite de bărbați. Dar totuși, în supravegherea și în vizorul medicilor narcologi, în Republică se află în jurul la 47.000 de persoane. Deci care sunt în supraveghere, desigur că ei consumă cu mult mai mult, dar nu ajung toți în supraveghere. Și din 47.000 de persoane, numai 7.600 sunt femei, deci slava Domnului, oricum sunt multe, deoarece la femeie decurge foarte rapid, maladie se instalează foarte repede și femeile foarte repede degradează, deci... Dar aici este și un alt moment legat de factori sociali și culturali. Vis-a-vis de comportamentul de consum de alcool pe față de femei. Deci, în cazul bărbaților este mai sau tolerant da, consumul de alcool decât în cazul femeilor în societatea noastră. Și asta cumva este și un factor de protecție da, față de femei. Crește copii, educ, da, femeia are, serie alte de alte sociale, are alte responsabilități. Dar vorbim și despre aspectul cultural care este inevitabil. Da? Deci, dispersarea asta a rolurilor, ce face unul și ce face celălalt și care sunt tradițiile și așa, din start dau pe seama bărbaților mai mult libertate sau mai mult, acceptare în a folosi consumul de substanțe, în a consuma alcool. Mai avem 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Un mesaj pentru telespectatorii noștri raportat la ceea ce am discutat noi. Cât trebuie să consumăm, cât este permis și care sunt, de fapt, aceste riscuri pe care ne le asumăm cu fiecare picătură de alcool consumată. Deci, eu ca medic mă adresez la toți telespectatorii, dar în special la tânăra generație. Tânăra generație trebuie să înțeleagă că alcoolul este un drog, este un toxic și, deci, odată ce este un toxic și distruge creierul, deci el nu trebuie consumat absolut deloc, nu este necesar. Deci însuși tinerii pot să obțină anumite efecte, sunt alte metode, deci atâtea lucruri interesante în lume sunt, călătorești, de a primi emoții pozitive. Deci trebuie să țineți minte că o persoană care nimerește în mreaja consumului de băuturi alcoolice, ea este marginalizată, ea rămâne fără familie, ea rămâne fără prieteni. Deci alegerea la fiecare aparține. Domnule Toma, din punctul meu de vedere, alcoolismul este o problemă foarte profundă, care implică multiple
părți ale sale. Eu cred că am să mă adresez la membrii familiilor în care există consum de alcool și am să zic, sau îndemnul meu va fi să nu mai încerce să facă lucrurile care le-au făcut până acum și au văzut că nu merg. Sau să se oprească din a face ceea ce fac până acum, din discuțiile permanente, din certurile permanente, să iasă din acest cerc vicios și să adreseze unui specialist. Asta ar fi probabil cel mai simplu și imediat lucru pe care ar putea oamenii să-l facă, pentru că rămânând în mreja acelorași lucruri care se fac în permanență la fel, nu ajungem decât la o dependență deja în care foarte greu va fi să facem ceva. Domnule Toma, doamna Paciu, eu țin să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi, Reflector Analitic. Spuneți nu consumului abuziv de alcool.